marți 20 septembrie, la sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a avut loc o constituire cu cadre medicale la care au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu și Paul Niculescu Mizil. Numeroși vorbitori, cadre medicale de specialitate, au dezbătut probleme privind îmbunătățirea continuă a măsurilor de ocrotire a mamei și a copilului și au făcut propuneri eficiente în vederea creșterii natalității și a sporului natural al populației. Luând cuvântul în încheierea consfătuirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat importanța deosebită acordată de partid și guvern problemelor sănătății publice, relevând îndatorirea patriotică ce revine cadrelor medicale pentru îmbunătățirea continuă a asistenței medicale acordate populației.